La prima ședință ordinară, consilierii Pol au formulat o solicitare prin care au enumerat cadrul legal privind folosirea limbii maghiare la ședințele de Consiliu și au cerut tuturor consilierilor să semneze respectiva cerere. Solicităm în mod respectuos punerea în aplicare ad litera ale actelor normative invocate și pe cale de consecință să asigurați cadrul tehnic, mai concret dispozitivul de transmitere și traducere simultană în sala de ședință a Consiliului Local Municipal de București. Unul dintre consilierii UDMR, mai precis Peti Andrei, a dorit să-și informeze noi colegi din Pol că aleșii UDMR au făcut de multe demersuri pentru a se asigura bilingvismul, dar implementarea acestuia întârzie din motive administrative. În perioada trecută s-au făcut foarte multe demersuri și așa cum și dumneavoastră v-ați convins, chiar grupul nostru politic UDMR a făcut toate demersurile să folosească, să pună în aplicare drepturile prevăzute de Constituție și diferite acte normative legale din România. Prin acest mod s-a reușit includerea în bugetul local a achiziționării aparatului simultan de traducere, s-a și achiziționat. Nu s-a achiziționat, au spus în replică aleșii Pol, care susțin că banii pentru aparatele de traducere vor fi direcționați pentru a se achita alte cheltuieli. Și cel mai interesant este totuși că a fost prevăzut în bugetul care în final am respins cu toții în comisiile de specialitate, apare acolo un dispozitiv de transmitere date. Acesta era un dispozitiv complex de sonorizare, de vot, de traducere simultană din maghiară română și așa mai departe. Acest dispozitiv a fost minusat și exclus din bugetul prevăzut inițial. S-a renunțat la el în schimbul includerii în buget a lui Enapunto Turism de Lux, Skoda Octavia, în valoare de 157.000 de lei, de 35.000 de euro. Consilierii Pol cred că nu există niciun impediment în folosirea limbii maghiare la ședințe, iar dacă autoritatea locală nu-și permite să achiziționeze aparatură de specialitate, o poate închiria chiar de la instituții de cultură pe bani puțini.